Bună ziua! O avem astăzi de noi pe Ina Baranga, psihoterapeută la Mindcare, alături de care vom vorbi despre câteva metode de gestionare a depresiei și a anxietății. Din păcate, după cum știți, am traversat 2 ani de pandemie foarte dificili, în care mulți dintre noi au avut foarte multe de pierdut. Iar acum, când părea că pandemia se termină, iată, avem o criză economică, financiară, ne confruntăm cu creșteri foarte mari de prețuri la facturi, la energie, la gaze, la combustibil, chiar și la alimente. Iar, din păcate, în ultima săptămână avem și un conflict militar la granița României și chiar și amenințări cu folosirea armelor nucleare, la care cu siguranță nu se aștepta nimeni. Așa că avem multe de discutat. Voiam întâi să vorbim un pic despre pandemie, deoarece s-au făcut câteva studii foarte interesante în ultimul an. Unul dintre ele, publicat în The Lancet Health Review, realizat de cercetători de la Boston University din SUA, arăta că dacă înainte de pandemie numărul americanilor care sufereau de depresie era undeva la 8% din populație, acum în anul 2021, deci după 2 ani de pandemie, ar fi estimat undeva la 32%. Ei au revenit asupra aceluiași grup de oameni pe care l-au tot intervievat în 2 ani succesivi și au văzut că numărul celor care fie suferau de singurătate, fie și-au pierdut jobul în timpul pandemiei, fie au pierdut chiar un membru al familiei din cauza COVID-ului, a crescut numărul persoanelor care suferea de depresie. Un alt studiu realizat de cercetătorii australieni, care a fost și mai amplu, a analizat alte 48 de studii din întreaga lume despre depresie și anxietate, a descoperit că practic, pandemia a adus 76 de milioane de cazuri adiționale de anxietate și 53 de cazuri de milioane de cazuri de depresie. Toate acestea sunt cazuri care, spun ei, n-ar fi existat, nu s-ar fi produs dacă nu ar fi existat pandemia. Așadar, o creștere foarte mare, de 28% în cazul depresiei și de 26% în cazul anxietății. Iar iată că acum, cum spuneam, avem încă alte două crize, după criza sanitară, criza financiară și aparent și o criză militară aici mai aproape de noi. Și voiam să te întreb, Ina, cum ne afectează acest lucru? Faptul că imediat ce s-a terminat, sau mă rog, sperăm că s-a terminat criza sanitară, iată, au venit acestea două, parcă nu mai avem timp să respirăm. Așa este, pare că începe o nouă etapă de anxietate și depresie, dar depinde cum integrăm noile evenimente care apar, pentru că atât depresia cât și anxietatea sunt generate mai degrabă de felul în care interpretăm ceea ce se întâmplă și nu de evenimente în sine. Poate ar fi bine să vorbim puțin despre cele două, despre ce înseamnă depresie, ce înseamnă anxietate. Exact. Astfel încât să ne dăm seama. Adică depresia este o tulburare a dispoziției care produce un intens și persistent sentiment de tristețe, care modifică apetitul, somnul, care produce diminuarea interesului și plăcerii pentru activitățile care ne plăceau înainte, care produce sentimente de vinovăție, de inutilitate. Este afectată gândirea, omul resimte o lipsă de energie, este mai tot timpul obosit, uneori este agitat. În schimb, anxietatea este o stare de neliniște pe care o resimțim în așteptarea unui pericol
mai puțin conturată, adică anxietatea este despre un pericol viitor și incert. Da, da. După cum observi, ambele au de-a face cu modul în care interpretăm evenimentele. În anxietate ne raportăm la un eveniment care ar putea să se întâmple. Până la urmă, anxietatea are rostul de a ne ajuta să facem față unor pericole din viitor. Ea, ca orice emoție, ne dă un semnal pe care, cu partea rațională a minții noastre, ar trebui să îl evaluăm și să luăm măsuri. Adică, atunci când ne simțim anxioși, ar trebui să observăm ce se întâmplă, doare de ce sunt anxios, de unde vine mesajul ăsta, și rațional să evaluăm situația. Adică pot face ceva în prezent, astfel încât să fac ceva, să previn pericolul care se poate întâmpla în viitor. Dacă pot face ceva în prezent, atunci fac. Pot să-mi fac planuri astfel încât în viitor să mă pot pune într-o zonă de siguranță, fac lucrul ăsta. Dacă nu, mă bazez pe abilitățile mele de a rezolva problemele în viitor. Depresia se bazează pe o interpretare rigidă a evenimentelor care deja s-au întâmplat. De obicei, interpretăm evenimentele prin prisma unor tipare de gândire care s-au format încă de timpuriu. Adică interpretăm fie catastrofic, fie absolutist, la modul este groaznic ceea ce se întâmplă, nu pot să-mi trăiesc viața așa, dacă viața așa cum o știam eu nu mai este atunci și nu văd un viitor fericit. Interpretări de genul ăsta, dacă nu sunt flexibilizate, sigur ne vor duce într-o zonă de depresie. Perioada prin care trecem acum justifică emoții precum tristețe sau îngrijorare. Ele sunt perfect normale, dar nu justifică anxietate, panică sau depresie. Pentru că, după cum spuneam, fiecare emoție reprezintă un semnal și este bine să luăm în seamă aceste semnale. Dacă trăim corect aceste emoții, putem să avem și niște răspunsuri comportamentale corecte, adică să luăm măsurile corecte pentru a ne pune într-o zonă de siguranță. Da, da, da. Și care ar fi aceste măsuri corecte ca să ne punem în zona de siguranță? Să vorbim, de exemplu, despre anxietate mai întâi. Anxietatea cauzată de... Să zicem întâi de coronavirus, de pandemie. Chiar mă gândeam, poate că mulți dintre noi am dezvoltat anumite comportamente excesive în timpul pandemiei. De exemplu, să dezinfectăm toate produsele după ce le cumpărăm de la magazin. Să dezinfectăm clanța, poate chiar și pantofii când intrăm. Să ne dăm cu spirit pe mâini până când... Mi se înroșesc mâinile și să, dacă am vrea acum, după ce se pare că pandemia e pe final, să scăpăm de aceste obiceiuri anxioase, cum să facem? Dacă în 2022 cineva încă mai aplică aceste metode, cu siguranță este o persoană anxioasă. Să spunem că la începutul pandemiei poate că nu erau chiar ieșite din normal, pentru că atunci ne confruntam cu un pericol nou despre care nu știam nimic și am putea spune că într-o oarecare doză anxietatea era normală, era justificată. Pentru că asta face anxietatea, ne pune într-o zonă de alertă, astfel încât să ne mobilizăm resursele să putem face față pericolului. Poate că atunci, cu informațiile pe care le aveam, astfel de măsuri puteau fi de înțeles. Dacă cineva încă le aplică acum, e clar că e mai
mult decât atât și atunci mă îndoiesc că cineva ar putea să renunțe brusc la astfel de comportamente, cred că ar fi nevoie de ajutor specializat pentru așa ceva, dar sigur că aș putea face câteva recomandări. În primul rând, cred că ar fi nevoie să se informeze cu privire la metodele potrivite de protecție, având în vedere ce știm astăzi despre coronavirus, pentru că multe dintre cele pe care le-ai enumerat tu nu mai sunt necesare, nu sunt eficiente. În al doilea rând, aș merge pe o desensibilizare progresivă, adică aș propune ca să se renunțe treptat la aceste comportamente, pentru că mă gândesc că ar fi mult prea brusc și n-ar putea să gestioneze renunțarea totală la aceste comportamente. Probabil că ar fi de preferat să înceapă cu a renunța la comportamentul care îi aduce cea mai puțină siguranță, sentimentul cel mai mic de siguranță, de exemplu cu dezinfectarea pantofilor, să zicem. Pe măsură ce observă că nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă pericolul pe care l-a anticipat, respectiv contaminarea cu coronavirus, poate trece mai departe spre a renunța la un alt comportament, poate, nu știu, dezinfectarea alimentelor. Chiar și aici se poate merge treptat. Unele persoane se simt confortabil să renunțe la dezinfectarea unor produse pe care nu le folosesc imediat, cele pe care le folosesc peste 2-3 zile și continuă să le dezinfecteze pe cele pe care le folosesc imediat, care sunt de uz imediat. Aș propune varianta asta de desensibilizare treptată. Da. Da, da, da. În expunere. Iar în cazul conflictului acestuia militar de la granița cu România, cum am putea să mai blocăm din anxietate, să zic? Aici este vorba de un pericol real. Este firesc să fim temători. Nu ar fi în folosul nostru să ajungem în panică, pentru că atunci nu am mai putea pune în practică niște comportamente care să ne ajute cu adevărat în situația în care chiar am fi în pericol cu adevărat. Deci, este important să rămânem în zona rațională, după cum spuneam mai devreme, să vedem ce am putea face în prezent să prevenim acest pericol, dacă putem face ceva, să ne pregătim niște planuri în ideea în care am putea fi puși noi în pericol, nu știu, de la ne face provizii sau, nu știu, fiecare ce consideră că l-ar putea duce într-o zonă de siguranță, fiecare poate să decide pentru sine și să se bazeze pe faptul că, dacă va fi cazul, are suficiente resurse cât să facă fața acelei situații. Sigur, nu va fi ușor, nu va fi simplu, va fi neplăcut, va fi greu, dar vom putea face față. De multe ori folosește metoda de a ne pune în scenariu cel mai rău. Dacă în scenariu cel mai rău vom face față, atunci sigur vom face față și pe scenarii mai puțin rele. Da, da. Revenind acum la COVID, multe persoane, adică o parte din cei care au făcut COVID, au dezvoltat acea formă de long COVID și au rămas cu anumite sechele. Și din ce am urmărit pe grupurile de discuții, mulți au rămas cu anxietate din cauza acestei boli. Cum ar trebui ei să-și gestioneze această problemă cu care au rămas? Anxietate care este dată atât de simptomele pe care încă le resimt, cât și de probabil trauma prin care au trecut. Da, sunt multe cazuri în care oamenii, în urma infectării cu coronavirus, au dezvoltat simptome de depresie sau de anxietate. Acum, fie în trecutul lor au mai avut episoade anxioase sau depresive și ele au fost reactivate în urma COVID-ului,
Fie este prima oară când trec prin așa ceva. Indiferent care este situația, până la urmă, este important cum gestionează din gânduri această situație. Pentru că spuneam cumva la început că aceste două tulburări pot fi declanșate, dar mai ales menținute, din felul în care interpretăm ceea ce ni se întâmplă. Poate că în situația asta declanșarea nu a avut de-a face cu interpretare, cu niște gânduri. Declanșarea a fost dată de coronavirus. Da. Dar menținerea poate să aibă legătură și cu gândurile. Poate nu neapărat, pentru că aici sunt destul de puține studii, am căutat și eu, pentru că vin clienți în cabinet cu astfel de probleme, fie resimt acea ceață mentală și, și simptome asemănătoare depresiei, fie simptome de anxietate și vin cu diagnostice de genul distonie neurovegetativă, până la urmă se resimt simptome de anxietate. Mm-hmm. Ei bine, nu a existat o interpretare greșită a realității, astfel încât să fi declanșate episoadele respective. Dar există niște interpretări a ceea ce se întâmplă în prezent în corpul lor. Niște interpretări, fie interpretări greșite a ceea ce se întâmplă, la modul, da, dacă este ceva mai grav, da, dacă nu este doar urmarea COVID, fie interpretări, știu, absolutiste sau catastrofice. Este îngrozitor ceea ce mi se întâmplă, nu suport că mi se întâmplă asta, de ce trebuie să mi se întâmple asta? Este groaznic că am rămas cu aceste simptome în urma COVID-ului. Gândind în felul ăsta, sigur că ne intensificăm emoțiile pe care deja le trăim. Sigur, este neplăcut să trăim așa ceva, este supărător, dar nu este cel mai groaznic lucru care se poate întâmpla în urma COVID-ului. Studiile sunt destul de puține, încă nu am văzut ceva relevant. Ba, din contră, căutând pe niște site-uri respectabile de altfel, am găsit doar niște recomandări, a spune așa, de bun simț, păstrați o dietă echilibrată, odihniți-vă, faceți sport, socializați, adică niște lucruri pe care le știa oricine. Și atunci este important să știm că stările astea sunt trecătoare, nu știm cât vor dura și că este important să acceptăm că ele există, sunt deranjante, dar nepericuloase. Atâta timp cât medicul, în urma unor evaluări, a stabilit că sunt doar simptome de depresie sau anxietate post-COVID, atunci ele sunt nepericuloase, sunt doar deranjante, supărătoare, le putem pune în categoria asta și atunci putem să mai diminuăm din emoțiile care apar odată. Da. Vorbeai de gânduri. La un moment dat, adineauri, în legătură cu anxietatea. Cum putem ieși din această spirală a gândurilor negative? Care ne gândim că, aoleu, dacă se întâmplă X, dacă se întâmplă lucrul cel mai rău cu tare, cum ar trebui să ne eliberăm, să zic, din această spirală? Din spirala gândurilor. Spirala gândurilor negative. Cumva în întrebarea ta, să știi, cumva ai dat și răspunsul. Până la urmă, să știi că noi avem aici în lobul prefrontal, avem un simulator extraordinar care ne diferențiază pe noi de alte specii. Noi ne putem proiecta în timp și ne putem imagina tot felul de situații cărora să le găsim rezolvare. Adică, spre deosebire de alte specii, noi nu trebuie să trecem prin situațiile respective ca să găsim soluția cea bună, pentru că s-ar putea să nu găsim pe cea bună și să nu supraviețuim. Și atunci noi ne putem imagina lucrurile astea. E un lucru foarte bun, dar ca orice lucru în exces poate să ajungă să fie contraproductiv.
până la urmă, nu putem să simulăm toate situațiile posibile, adică la un moment dat trebuie să avem încredere în capacitatea noastră de a rezolva probleme, nu trebuie să ne imaginăm toate problemele posibile. Și de ce spuneam că, într-un fel, tu ai dat răspunsul la întrebare? Pentru că atunci când ne simțim prinși în această spirală a întrebărilor și ce se va întâmpla dacă, este bine să mergem către scenariul cel mai rău. Ce se va întâmpla în scenariul cel mai rău? Pentru că dacă în scenariul ăla cel mai negru vom face față, atunci este presupus că în scenariile mai puțin rele, mai pe nuanțe de gri, ne vom descurca. Sigur că în scenariul cel mai rău nu ne va fi bine, nu va fi plăcut. Dar de obicei este un scenariu temporar și din care ne mobilizăm să ieșim. Și de multe ori este o tehnică care să funcționeze foarte bine. Da, da, da. Într-adevăr, foarte interesant. Revenind la COVID și la incertitudinea pe care a adus-o, când timp de 2 ani de zile ni se părea că nu se mai termină. Acum pare că s-a terminat. Bine, incidența încă e destul de ridicată, însă apare întrebarea aceasta, dar dacă nu s-a terminat, dacă va urma un alt val și o luăm de la capăt. Și iarăși și acest lucru ne creează sentimente de anxietate. Putem aplica și aici, nu? Metoda aceasta pe care ne-ai spus-o, să ne punem în scenariul cel mai prost și să ne imaginăm ce am face dacă ar veni un nou val. Și asta este o metodă care să funcționeze. Sau să ducem iarăși în zona rațională. În ce categorie mă aflu într-o categorie de risc, având în vedere și ultima tulpină, care nu este chiar atât de agresivă, până la urmă cam care sunt șansele să dezvolt o formă gravă. Dacă șansele sunt reduse, atunci cam cât de mult mă preocupă pe mine problema asta? Mă preocupă proporțional cu șansele alea reduse de a dezvolta o formă gravă? Atunci balanța este dezechilibrată. Mai mult decât atât. Având în vedere că ar fi valul al, nici măcar nu mai știu al câtelea val ar fi, al șaselea val, am învățat eu în ultimele 5 valuri să mă descurc mai bine, am mai multe abilități, am mai multe cunoștințe, am la dispoziție mai multe metode preventive sau mai multe metode de tratament, le pot folosi pe astea. Pentru că nu mai suntem atât de neajutorați în fața coronavirusului. Avem mult mai multe arme în lupta cu coronavirusul, ca să mă folosesc de niște cuvinte potrivite, din păcate, în contextul de astăzi. Da. Și revenim la contextul de astăzi. E cum ar trebui să gestionăm expunerea la știri? Că foarte multă lume acum se uită la știri non-stop, urmărește și pe rețele sociale fiecare informație care apare. Dacă ne creează o stare de anxietate, ce ar trebui să facem? Adică, pe de-o parte, vrem să fim informați corect, din surse ok, pe de altă parte, poate acest val de informații ne face rău. Este normal să vrem să fim informați, dar este în beneficiul nostru. Viața este făcută din aspecte bune și rele, din aspecte pozitive și negative. Nu le putem ignora pe cele negative fără a avea consecințe în viața de zi cu zi. Deci este firesc să vrem să fim informați pentru a putea lua măsuri în cazul în care este nevoie de așa ceva. Problema este cu supraexpunerea la știri. E de preferat să ne alegem niște surse de informație credibile, să ne luăm de acolo informațiile de care avem nevoie, iar în momentul în care simțim că emoția crește, că anxietatea crește, să ne oprim și să încercăm să judecăm informațiile pe care deja le-am
le-am obținut să le judecăm în context, în mod rațional, după ce emoția s-a liniștit. Da, da, da. Vreau să întreb, revenind acum la pandemie, dacă o persoană a dezvoltat depresie, să zic, în perioada pandemiei, fie din cauza restricțiilor sau a pierderii jobului, a pierderii chiar unui membru important al familiei, se poate aștepta ca acum, după ce se termină, să îi treacă depresia, să revină la normal? Atât depresia, cât și anxietatea sunt tulburări persistente în timp. Adică simplu fapt că unul dintre factorii care au contribuit la declanșarea lor dispare, asta nu înseamnă că în mod automat vor înceta și anxietatea sau depresia. Tocmai pentru că aceste tulburări țin de faptul în cum interpretăm ceea ce se întâmplă. Semnificația pe care noi o atribuim acelor evenimente. Drept pentru care e nevoie de o perioadă mai lungă de timp în care să învățăm să ne raportăm diferit la realitatea pe care o trăim. Calea de revenire spre normalitate, calea de recuperare din depresie sau anxietate, este o cale lungă, sinuoasă și este o cale unică pentru fiecare om în parte. Deci nu să ne revenim peste noapte. Da. Și dacă am pierdut un membru al familiei și suntem în doliu, iar acest fapt ne-a adus în depresie și suferim de depresie de luni de zile, să zic, și nu mai reușim. Ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să gestionăm doliul acesta? În primul rând, cred că ar fi bine să facem o diferență între doliu și depresie. Da, pentru că gândesc la doliu care a dus la depresie. Să zicem, dacă ne-am pierdut soțul, soția, un copil, adică pe cineva total esențial pentru viața noastră. Atunci cel mai probabil putem să ajungem în depresie. Numai că de foarte multe ori oamenii confundă suferința, durerea, care sunt firești în procesul de doliu, cu depresia. Ba, cred că lucrul ăsta se întâmplă și tocmai pentru că mulți oameni au auzit de cele 5 etape ale doliului, etape pe care sunt mult popularizate. Da. Poftim? Da, nu le știu. Sunt cele 5 etape psihologice prin care trecem atunci când suferim o pierdere. Și anume, prima este negarea, este ca un mecanism de apărare, de a refuza realitatea până când putem să-i facem față, în care spunem nu e adevărat, nu s-a întâmplat asta. A doua este furia, în care poate că suntem furioși chiar pe persoana care a decedat, pe divinitate. A treia este negocierea, în care tot așa încercăm să controlăm cât de cât situația, în care ne gândim dacă aș fi făcut ceva diferit, poate lucrurile erau altfel. A treia se numește depresie, deși nu este o depresie clinică. De fapt, este partea aia de suferință prin care trece omul, în care chiar își conștientizează pierderea și își plânge persoana care a dispărut. Ultima etapă este cea de acceptare, în care integrează corect pierderea și deja începe să prefigureze un viitor acceptabil, chiar un viitor fericit. Sigur că etapele astea nu apar întotdeauna în ordinea în care le-am spus, unii nu trec prin toate etapele, uneori recad într-o etapă prin care au mai trecut. Mă gândesc că poate de asta de multe ori doliul este confundat cu depresia, pentru că una din etape chiar se numește depresie, deși nu este depresie clinică. Ok, de ce spun că depresia și doliu sunt diferite? Da, există niște asemănări și există niște deosebiri între cele două. Acum, ce putem face pentru a ne trăi corect doliu?
în primul rând, să lăsăm această suferință să iasă la suprafață, să nu o ascundem, să ne trăim această durere. Numai astfel poate fi trăit corect doliul. În al doilea rând, să încercăm să nu ne izolăm de ceilalți, deși asta este tendința firească atunci când trecem prin doliu. Dar este important și cu cine comunicăm. Este important în prezența cui alegem să fim, pentru că de multe ori oamenii, sigur, din grijă pentru noi, pot veni și ne pot spune: hei, ești puternic, poți să treci peste asta, tu ești o persoană extraordinară, întotdeauna ai trecut peste lucruri grele. Ei bine, avem nevoie de persoane cu care avem o relație de încredere și în fața cărora să ne putem arăta vulnerabilitatea. Avem nevoie să fim slabi în momentul ăla. Avem nevoie să ne arătăm suferința. Deci să căutăm oameni care să ne accepte cu suferința noastră și să ne valideze emoțiile în perioada aceea. Ar mai putea folosi să încercăm să scriem o scrisoare persoanei care a decedat, în care să-i transmitem lucruri bune, lucrurile, tot ceea ce nu i-am transmis pentru că n-am știut, pentru că n-am putut, atunci când era în viață, are un efect extraordinar, și ar mai folosi să ne facem niște ritualuri. Până la urmă, întotdeauna au fost ritualuri legate de înmormântare. Da. Există chiar și astăzi ritualuri de natură religioasă. Da, da, da. Care nu știu dacă au vreun rost pentru cel care este plecat dincolo, dar pot să afirm că sigur au. Și pentru oamenii rămași în urmă. Da, da, un da, rol foarte mare. Exact. Da, au un rol psihologic fantastic pentru cei care rămân aici, pentru că este nevoia celui rămas de a face ceva pentru cel care s-a dus. Și acum, fie apelăm la aceste ritualuri de natură religioasă sau putem să ne facem propriile noastre ritualuri prin care să cinstim memoria celui care s-au dus. Astea ar fi câteva recomandări cu privire la ce am putea face ca să trecem mai ușor peste doliu. Dar aș insista puțin pe diferențele între doliu și depresie, astfel încât oamenii să-și poată dea seama când se produce trecerea, da, dinspre doliu spre depresie. Pentru că în cadrul doliului sunt predominante sentimente de vid interior, de pierdere, pe când în depresie mai degrabă nu se poate întrevede un viitor fericit, nu se poate obține plăcerea. În doliu, tristețea se diminuează treptat, sigur că ea poate să mai reapară în valuri, sunt acele spasme ale doliului, pe când în depresie tristețea este liniară. Suferința poate să fie în doliu însoțită și de emoții pozitive uneori, poate chiar de umor. În depresie, nu, suferința este omniprezentă. În doliu, conținutul gândurilor este legat de persoana care a dispărut. În schimb, în depresie, gândurile sunt pesimiste și au și o nuanță autocritică. Cu privire la stima de sine, ea rămâne intactă în doliu, lucru care nu se întâmplă în depresie, din contra acolo pot apărea gânduri de-astea autodepreciative. Da. Și apoi un element foarte important cu privire la gândurile legate de moarte, pentru că dacă persoana care a pierdut pe cineva apropiat are gânduri de moarte, acestea sunt legate mai degrabă de
persoana care a dispărut și eventual de niște gânduri legate de ideea de a se alătura acelei persoane. În schimb, în depresie, persoana se gândește la propria ei moarte, la cum să-și încheie viața, fie pentru că nu merită trăită, pentru că nu mai suportă toată suferința. Deci sunt aceste aspecte diferite și în felul ăsta cineva poate să-și dea seama dacă își trăiește doliu sau deja s-a dus în depresie. Dacă s-a dus în depresie, atunci este cazul să caute ajutor specializat. Da, da. De multe ori depresia se asociază și cu o lipsă de activitate, de chef, e o stare așa de lâncezeală din care nu mai putem să ieșim. Ce ar trebui să facem pentru a ne motiva să ne ridicăm din pat, de exemplu, și să facem ceva? Păi, în depresie este afectată motivația. Da. Deci nu prea vom găsi niște resorte pe care să le activăm pentru a ne motiva. În depresie, pur și simplu, trebuie să facem lucruri. Adică, în depresie, motivația apare pe principiul pofta vine mâncând. Pe măsură ce facem lucruri, ne vom motiva, vom căpăta motivația să facem în continuare lucruri. De aia, în depresie, atunci când oamenii vin în terapie, mai ales în terapie cognitiv-comportamentală, prima intervenție este comportamentală, adică stabilim împreună o listă de activități pe care cel care este în depresie va trebui să le facă. Începem cu lucruri foarte ușoare și pe măsură ce le face, observă în primul rând că le poate face, pentru că de obicei depresivul nu prea are energie și are senzația că nu este capabil să facă nimic. Observă, pe de-o parte, că le poate face și își recapătă sentimentul competenței, pe de altă parte observă și că îi face destul de multă plăcere faptul că le face. Și atunci se simte motivat să facă din ce în ce mai mult. Că tot vorbim de contextul ăsta COVID și noi terapeuții ne-am simțit destul de restricționați, mai ales în prima noastră metodă de intervenție, tocmai pentru că în depresie asta făceam. Spuneam ca omul să meargă și să facă lucruri. Odată cu restricțiile nu prea mai puteam să facem astfel de recomandări. Mai degrabă mergeam pe restructurare cognitivă și mai puțin pe intervenție comportamentală. Dar să sperăm că lucrurile vor fi mai bune în viitor. Care erau lucrurile pe care le recomandai să le facă persoana în depresie? În funcție de ceea ce făcea înainte și a renunțat să facă. De obicei mergeam pe lucruri care îi făceau plăcere înainte. Sigur că sunt și lucruri general valabile care folosesc, adică în depresie este foarte folositor să facem sport, dar dacă omului înainte nu i-a plăcut să facă sport, cum aș putea să-i recomand? Da, corect, corect. Deci, pentru început, mergem pe lucruri pe care le făcea și a renunțat să le facă. Și ne ajută să ținem o agendă riguroasă cu lucrurile pe care le avem de făcut sau poate deveni o corvoadă în plus? Ar ajuta, tocmai pentru că în depresie omul nu are energie. Persoana respectivă nu se simte motivată, nu are energie, are dificultăți de concentrare, nu poate lua decizii și atunci, dacă are o listă de activități pe care trebuie să le îndeplinească, se simte cumva impulsionat să facă lucrurile astea. Este de mare ajutor tehnica asta. Da, da, da. Și diferite tehnici de relaxare sau de meditație ne pot ajuta? În depresie nu există un beneficiu major în aplicarea tehnicilor de relaxare sau de respirație controlată. Și de ce? Pentru că în depresie există
lentoare pe care o resimte persoana se simte mai degrabă obosită. Uneori este de-a dreptul letargic și atunci la ce ar mai folosi o tehnică de relaxare? E adevărat că uneori persoanele depresive pot fi agitate și atunci da, pot beneficia de pe urma aplicării unor astfel de tehnici. Dar dacă ne referim la contextul ăsta pandemic și poate chiar și post-pandemic, având în vedere ce se întâmplă acum, da. În care depresia și anxietatea coexistă, atunci zic că ar fi niște beneficii, pentru că tehnicile de relaxare, mindfulness-ul, tehnicile acestea de respirație controlată pot liniști agitația dată de anxietate. Și atunci da. Dar da, doar dacă cele două sunt împreună. Da, înțeleg. Dieta are vreun rol în ce ar trebui să facem? Bănuiesc că unele persoane nu mai mănâncă, nu mai au poftă de mâncare dacă sunt depresie, poate altele mănâncă în exces. Sau cum? De obicei, în depresie se modifică apetitul, adică dispare pofta de mâncare și apare și o scădere ponderală semnificativă. Dar există și depresia cu elemente atipice, în care crește pofta de mâncare și apare și creștere ponderală. Sigur că ar fi de preferat să existe o dietă echilibrată, dietă sănătoasă, astea sunt lucruri care sigur ar putea ajuta și pe care cred că le știe toată lumea. După cum ar putea ajuta foarte mult să fie monitorizat somnul, pentru că și somnul este modificat, iarăși în general apare insomnia, dar tot ca element atipic poate să apară hipersomnia, adică omul să doarmă mai mult decât ar fi necesar. Da. Și cât ar trebui să dormim ca să fim ok? Există un număr de ore? Fiecare om știe de cât are nevoie să doarmă ca să se simtă odihnit. Deci nu există o oră magică, un număr de ore magic. Se vorbește de acel număr magic 8 ore, dar unii oameni se pot simți foarte odihniți cu 7 ore, se pot simți odihniți cu 9 ore. Depinde de fiecare. Dacă suferim de depresie sau de anxietate, ne-ar putea ajuta să oferim la rândul nostru ajutor altor persoane ca să uităm de propriile noastre probleme? Să facem voluntariat, de exemplu, sau... Ar fi excelent lucrul ăsta. Nu știu dacă neapărat pentru a uita de propriile noastre probleme, deși ar putea fi și ăsta un efect, când ne concentrăm pe problemele altora. Dar cred că, de fapt, ar fi un beneficiu mult mai profund decât ăsta, care ar putea să ajute în depresie. Pentru că în momentul în care îi ajutăm pe ceilalți, simțim că suntem de ajutor, că suntem importanți, că suntem conectați cu ceilalți, că avem un rost, că avem un scop. Toate lucrurile astea sunt răsplătite ancestral cu serotonină. Exact cea care este deficitară în depresie și în anxietate. Deci a spune că poate este metoda cea mai bună de a combate depresia, tocmai pentru a că acționează niște resorturi profund umane. Da. Mai aveam două întrebări pentru tine, Ina, pentru că ne apropiem de sfârșit. În primul rând, dacă toate aceste metode pe care le-ai descris nu funcționează, când ar trebui să mergem la psihoterapeut pentru a rezolva problemele noastre, fie dacă avem depresie, fiecare dacă avem anxietate? Când este momentul să mergem la un psihoterapeut?
Am expus la început cam care ar fi simptomele de depresie și anxietate mai puțin. Anxietatea o resimțim mai mult în corp, tocmai pentru că în anxietate, anticipând un pericol, corpul este pus pe modul luptă sau fugi, drept pentru care sunt senzații pe care le resimțim ca neplăcute, tocmai pentru că nu avem cu cine să ne luptăm, nu avem unde să fugim și atunci este modificată respirația, ea este scurtă și superficială, sunt modificate bătăile inimii, inima bate mai repede, mai tare. Sunt o serie de alte modificări la nivelul organismului, sunt foarte, foarte multe senzații care pot apărea în corp și pe care le resimțim ca neplăcute. Ei bine, este cazul să mergem la psihoterapeut atunci când aceste tulburări au o intensitate ușoară spre medie. Dacă depășesc intensitatea medie, atunci este cazul să mergem la psihiatru pentru că ar fi nevoie și de un suport medicamentos. Încă o precizare, mai ales în depresie, dacă apar gânduri despre moarte, nu neapărat gânduri suicidare, gânduri despre moarte, atunci este nevoie să mergem imediat la medicul psihiatru. Da, 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 am înțeles. Ok, îți mulțumim foarte mult pentru că ne-ai oferit toate aceste explicații foarte utile în vremurile de astăzi, din păcate.